Rockfm.ro. Bună dimineața din nou, dragi prieteni. Iată decorul obișnuit al Radio de Argeș.ro. Suntem în doi în această dimineață, un invitat obișnuit al emisiunilor noastre, psihologul Corina Elena Radu, care revine astăzi cu o discuție extrem de interesantă și cu chestiuni extrem de importante de atins. Corina, bună dimineața și bine ai revenit. Bună dimineața, Didi, și bună dimineața ascultătorilor noștri și privitorilor. Și privitorilor, da? Și așa. Bine am revenit. Ok, de fiecare dată cu brațele deschise te primim. Puțin mai devreme, dragi prieteni, evident că dumneavoastră ați văzut că purtam o discuție cu colega mea din această dimineață. E bine, Corina mi-a povestit ceva despre proiecția psihologică. Este un mecanism extrem de interesant. La o primă discuție nu am înțeles eu foarte bine, așa că o să reluăm discuția asta și o să te rog să fii, cum să spun, extrem de explicită, pentru că eu pricep greu și uit repede, da? Ok. Ce înseamnă această proiecție psihologică și cum am putea să ne folosim de ea? La ce folosește asta, dacă folosește la ceva? Foarte bună întrebarea, pentru că ăsta e motivul pentru care vreau să vorbim despre această proiecție, pentru că odată ce o înțelegem și odată ce ne clarificăm vis-a-vis de acest mod de funcționare a psihicului nostru, putem să evităm foarte, foarte, foarte multe situații mai mult sau mai puțin neplăcute. Și înainte de orice să explic ce este această proiecție. Această proiecție este un mecanism psihologic sau un mod în care funcționează ființa noastră. În decursul întâlnirilor noastre am vorbit despre faptul că noi avem atât conținuturi conștiente cât și conținuturi inconștiente. Această proiecție este un lucru foarte inteligent pe care l-a făcut ființa umană ca să ne ajute sau ca să ne ajutăm să vedem și din aceste conținuturi care sunt la nivel inconștient. Mecanismul ăsta, proiecția psihologică, este făcută conștient sau inconștient? Este făcută inconștient. De asta vreau să o aducem în conștient. Și înainte o să explic propriu ce înseamnă proiecția. Proiecția psihologică este exact ca proiecția cinematografică. Ce avem la cinematograf? Avem un film care este pe rolă de film. Da. Și avem un proiector. Corect. Bun. Care proiectează filmul pe monitor. Monitorul de sine stătător e alb și gol. Ok? Da. El nu are nicio legătură cu filmul proiectat. El servește strict ca suport de proiecție. Bun. Atât proiectorul cât și filmul, sau să zicem că proiectorul suntem noi și filmul sunt aceste conținuturi inconștiente ale noastre. Da, până aici am înțeles. Pe care noi le proiectăm pe monitor, adică în situații și pe persoane din exteriorul nostru, ca să le vedem cu claritate. Până așa. Aici e ok. Bun. E okay. Și aceasta este proiecția. Ce se întâmplă? Pentru că, așa cum am zis, acest mecanism se produce inconștient, se produce natural. Noi nu ne dăm seama că facem această proiecție. Și atunci, ceea ce vedem în celălalt, credem că este despre el. Și ar mai fi de subliniat faptul că aceste lucruri care sunt la nivel inconștient au rămas în stadiul ăsta cu un motiv. De obicei sunt conținuturi dureroase. De obicei sunt niște lucruri cu care dacă ne-am confruntat nu ne-ar pica bine. Și atunci, ceea ce vezi în celălalt de obicei este neplăcut. Și o să dau un exemplu. Să spunem că tu ești deja adult și în viața ta cumva ai văzut despre tine că te descurci, că ești un om inteligent și așa mai departe, dar mai există undeva în inconștientul tău o credință că ești prost. Tu nu ești conștient de asta, însă această credință s-a însămânțat în interiorul tău în copilărie, când părinții, fără să-și dea seama, îți spuneau, da, tu ești mic, da, tu ești naiv, da, tu nu știi, da, lasă că știm noi mai bine decât tine, da, n-ai voie să faci cu tare lucru că nu ești bun, da, n-ai talent, da, ești nătărău, etc. Da? Și atunci, tu, ca și copil, începi să dezvolți această credință că nu te descurci, că nu ești deștept, că
La manieră, la manieră inconștientă. La manieră inconștientă. Așa. Și de ce faci asta? Pentru că reperul tău despre lumea asta sunt părinții tăi. Tu ești prea mic să-ți dai seama despre tine. La început tu afli despre tine din ce ți se spune. Bun. Și această credință rămâne în interiorul tău, dar rămâne de obicei la nivel inconștient. Când devii adult, începi să ai îndoieli de sine. Și ce faci? Există trei moduri în care se produce această proiecție, dar care de obicei sau pe care le facem de obicei pe toate trei. Unul dintre ele este că proiectezi prostia în afara ta, adică vezi prostie în oameni. Băi, da, toată lumea, iau-te ce proști sunt ăștia. Un alt lucru este că nu suporți prostia, ai alergie. Băi, dacă mă trece, nu suport pe lumea asta, este chestia asta. Apoi, ai sentimentul că oamenii te iau de prost. Prost. De exemplu, poți să te trezești că te iei la ceartă cu partenera de viață și îi reproșezi că, că toată viața m-ai luat de prost, că tu nu mă respecti, că etc. Și intri într-o ceartă, partenera ta se uită la tine, nu înțelege despre ce vorbești. Da? Pentru că ea simte că te respectă și așa mai departe, dar niște chestii mărunte tu le interpretezi în felul ăsta. Și a treia formă în care realizăm această proiecție este că tot inconștient generăm situații sau alegem acele situații în care ne punem în această poziție. Alegem situații în care nu ne descurcăm. De inferioritate, da. Da. Sau chiar lucrez acum cu o fetiță foarte descurcăreață și foarte isteață și foarte flexibilă așa mental. Și deși știe tot ce are de știu pentru vârsta ei, când îți spune, se bâlbuie, nu ies cuvintele. Și asta pentru că, deși ea știe foarte bine, are această frică că poate nu iese. Această frică poate să-ți rămână și la vârsta adultă și intri în niște situații și din cauza fricii, deși știi foarte bine ce ai de făcut, te blochezi. Și până la final, în fața celorlalți, tu pici că ai fost nepregătit în situația aia. Bun. Și atunci, ce facem? O să spun o mică poveste personală despre când am intrat eu prima oară în contact cu mecanismul ăsta. Eram în anul 1 de facultate și făceam un seminar cu un profesor care mi-a plăcut foarte mult și de la care am învățat poate cele mai multe lucruri în facultate. Și ne dă următorul exercițiu și zice, scrieți pe o foaie tot ce nu suportați voi la o persoană. Apucăm noi, scriem, stai să meram la anul 1, 19 ani. Ați băgat ca să fie lista impresionantă. Nu neapărat, da. Stai să n-aveai maturitatea și n-aveai înțelegerea unor lucruri. Când colo, ce să vezi? Și ne apucăm noi, scriem, nu știu ce. După care zice, ne spune totuși, scrieți și ceea ce vă place foarte mult la ceilalți. La fel, scriem noi lista și după aia așteptam să ne spună ce facem mai departe. La care el cu așa pe un ton foarte calm și relaxat zice, tot ce a scris acolo e despre voi. Mamă, dai seama că la toți reacții nemanifestate neapărat, dar în interiorul nostru toți eram, cum? Că eu nu sunt așa, că eu nu știu ce, că eu nu știu cum. Adică, evident, știi, psihicul reacționa. Am uitat ce mai vreau să spun. Păi bun, am înțeles. Deci ați scris pe foaie tot ce nu vă convine, tot ce vă convine, așa? Că lucrurile astea nu sunt deloc plăcute. Și nu-i deloc plăcut să te confrunți cu ele. Și atunci vreau să răspund la întrebarea, odată ce știm că există mecanismul ăsta, cum îl folosim în favoarea noastră? Păi aici vreau și eu să te întreb. Bun, și de aici, acum am aflat și eu despre chestia asta. De acum înainte știu să fentez mecanismul, da? Și de asta ți-am spus povestea, pentru că noi vedem în niște oameni niște lucruri și e foarte greu să spui că acel ceva e despre tine. E foarte greu. Însă este mult mai ușor să spui ok, văd în omul ăsta ceva ce este despre mine.
nu mă apuc cu reproșuri. Ești așa, ești așa, faci așa, mă rănești, mă jignești, etc. Respir, iau informația, îi mulțumesc în gând că de obicei tensiunea e mare în situațiile astea, da. Mă întorc spre mine. Nu înseamnă că dacă, de exemplu, urăști prostia, nu înseamnă că ești prost. Da? Înseamnă, așa cum am dat în exemplu ăsta, faptul că tu crezi asta despre tine. Ok? Bun, și te uiți în interiorul tău, îți dai seama cum ai ajuns tu în situația aia sau ce e despre tine în situația aia, pui lucrurile în ordine și în momentul în care pui lucrurile în ordine, relația cu persoana aia se detensionează. S-a întâmplat vreodată sau oricum oamenii povestesc, băi, nu suport pe persoana aia, pur și simplu. De când am văzut-o prima oară? S-a întâmplat vreodată chestia asta? Bineînțeles. Ok, e ceva ce ni se întâmplă frecvent. Nu știm de ce. Dar dacă te gândești, băi, la ce nu suport la ea și te întorci spre tine și pui lucrurile alea în armonie în interiorul tău, după ce ai făcut asta, acel nu suport dispare. Și fie persoana aia îți rămâne, cum să zic, nu indiferentă. Hai să zicem că de la un minus ajungi măcar la zero. Ajungi da? La zero că exact. Poate altceva nu ai de împărțit cu persoana aia, n-ai alte lucruri în comun sau poate ajungi să ai o relație bună cu ea. E greu să se treacă peste niște situații tensionate. Poate găsești o nucătare și în persoana respectivă și ideea, poate nu e treaba ta, nu e problema ta. Ideea este să nu ajungi la situațiile tensionate. Ideea este că atunci când îți vine să te cerți și să reproșezi că tu asta faci, că tu dregi, că da. Tu nu ești în neregulă, să faci o pauză și să te uiți ce vezi din persoana aia și în ce fel este despre tine. Și o să dau un alt exemplu ca să fie cât mai multă claritate. Este un lucru care se întâmplă foarte des și în relația părinți-copii. Și nu doar că se întâmplă, putem să ajungem într-o situație foarte neplăcută, pentru că părinții văd o problemă în copil și după aia ajung să umble cu el peste tot, pe la evaluări psihologice, pe la logopezi, pe la nu știu ce terapii, pe la medici, etc. Și așa cum am spus, noi adulții pentru copii suntem niște dumnezei, copilul îți împlinește ție așteptarea. Dacă tu spui că e ceva neregulă cu el, atunci el se poartă ca atare. Bun. Deci o să dau un exemplu. Copilul meu nu mă ascultă. Tot timpul orice îi zic să facă, el spune nu. Și... mă ia de prost. Da, exact. Și avem tendința și aud foarte des exprimarea asta, e obraznic, e needucat, nu știu ce să mă mai fac cu el. Însă, copilul îți oglindește ție ceva despre tine. Dacă ai tăria și curajul să spui stai un pic, ia să vedem ce mi-arată copilul meu mie, s-ar putea să descoperi că și tu atunci când erai mic și te duceai și vroiai să vorbești ceva cu părinții tăi, nu te ascultau. Că poate, nu știu, erau prea ocupați, că poate munceau prea mult, că poate li se părea că ce spui tu e neinteresant și așa mai departe. Și atunci tu dezvolți credința despre tine că nu ești ascultat. Cine are cea mai mare capacitate de reflectare? Copilul. Însă, dacă o să fii atent, o să observi că ți se întâmplă și cu ceilalți adulți din viața ta. La serviciu nu mai ia nimeni în seamă când vin și eu cu o părere creativă, soțul meu nu mă ascultă niciodată, nu ține minte că vreau să primesc flori de două ori pe an, etc. Însă, copilul fiind mai mic, ne exercităm puterea asupra lui. Atunci spunem, tu ești de vină. Și e foarte important să reușim să facem asta, pentru că altfel copilul chiar dezvoltă această problemă. Și o să mai... stai să mă uit și eu puțin la ceas. Mai avem puțin? Nicio problemă. Și cumva cuplat cu această proiecție, mai putem vorbi și de jocuri psihologice. Jocuri psihologice pe care copilul le joacă pentru că adultul le impune și el n-are de ales. Dacă jocul... Ce fel? Psihologic pe care tu îl impui este ăla în care tu nu ești ascultat, da? Atunci eu joc jocul ăsta, pentru că asta este așteptarea ta de la mine.
și eu nu am de ales. Și atunci singurul mod în care putem să ieșim din jocul ăsta și din care să-l scoatem și pe copil este să ieșim noi. Altfel, așa cum am spus, ajungem în punctul în care copilul nostru are o problemă. Și, din păcate, nu ne oprim doar la este obraznic, este, ci se ajunge la situații în care copilul de-a dreptul nu mai funcționează adaptat și în care e nevoie de măsuri mult mai semnificative, care credem că au legătură cu el. Copilul trebuie dus la psiholog. Am avut nenumărate situații în care părinții au venit, vreau și eu să-ți aduc copilul meu, și în momentul în care le-am explicat lucrurile astea și în momentul în care am ajutat să vadă că copilul lor nu are absolut nicio problemă, ci că copilul lor este propria lor proiecție. Exact, copilul lor are un comportament foarte firesc și un răspuns foarte firesc la ceea ce se întâmplă, da? Pentru că copilul, la fel ca și adultul, nu răspunde la un stimul, la un context. În momentul în care am făcut să fie clar lucrul ăsta, fără să mai lucrez altceva, nici cu adultul, nici cu copilul, copilul a făcut așa. Adică, instant, s-a oprit din comportamentul respectiv. Chiar am auzit o exprimare care mi s-a părut foarte drăguță venind dinspre o bunică, spre mama copilului. Vezi, măi, mamă, dacă te duceai tu la psiholog mai de mult. Da? Da, deci, adică schimbarea la copil apare atât de ușor încât este o surpriză. Doamna respectivă n-a conștientizat faptul că, de fapt, copilul ăla era proiecția despre ea, nu? Da, nu conștientiza, că nu conștientizezi. Bun. De asta și avem discuțiile astea, că informația asta nu exista până acum. Bun, conștientizăm la un moment dat că, de fapt, ceea ce vedem și comportamentul celorlalți în raport cu noi este propria noastră proiecție, da? Da. Atunci, cum ne putem folosi de acest mecanism? Haideți să vedem. Cum lucrăm? Cum conștientizăm? Bun, psihologul are abilitatea de a conștientiza subiectul dacă este așa. Da, uite, domnule, copilul ăsta se comportă așa pentru că este practic proiecția ta, simplificând practic discuția. Se poate schimba adultul, își poate schimba proiecția. Bineînțeles, da, asta este și ideea, nu doar să o retragi. Bun, zic adultul să... pentru că am discutat aplicat pe exemplul ăsta, da, copil-adult, dar poate proiecția exista și... se schimbă, deci copilul, și am văzut rezultat la copil, pentru că adultul a fost cel care a înțeles și a retras proiecția, da? Ce era proiecția? Eu cred despre copilul meu care are o problemă, da? Și credința mea, din mine, da? Din filmul meu, o pun pe el. Da. Ok? Sunt două variante în care să-ți conștientizezi proiecțiile astea. Dacă vorbim de niște lucruri care nu mai merg și sunt importante și semnificative, atunci cea mai bună variantă este să mergi la un specialist. Dacă vorbim de ceva care realizezi că se întâmplă în viața ta, da, și te deranjează, dar nu foarte mult, atunci poți să faci tu chestia asta cu tine și să te întrebi, ce văd eu în omul ăsta? În ce fel asta e despre mine? Sau ce îmi spune despre mine? Când m-am mai simțit eu în situația asta? Da? Dacă, așa cum am plecat de la exemplu, simt că sunt nerespectat, că nu sunt luat în seamă, că nu sunt ascultat, pot să mă întreb, când m-am mai simțit eu în situația asta? Și de obicei să ne uităm mult cât mai în spate în copilăria noastră. Și s-ar putea să găsim, s-ar putea să găsim, dar sigur ele există, da, experiențe în care s-a întâmplat lucrul ăsta. Și este posibil să facem noi singuri acest declic. Deci, și mai ales dacă, de exemplu, mergi de câteva ori la psiholog și înveți cum funcționează psihicul, după aia poți să faci o parte din aceste procese tu singur. Și să ai nevoie să mergi doar când ceea ce se întâmplă este mult prea dificil pentru tine și ți este foarte greu să fii cumva conștient și de ce ți se întâmplă și să fii concomitent și observator. Și să-ți pui de unul singur aceste întrebări. Bun, aici eu așa mă gândesc inginerește, da? Pentru că sunt inginer, nu sunt psiholog. Avem această proiecție. Da. Ca să scăpăm de neplăceri, oprim proiecția.
Dar rămâne ceva în interiorul nostru. Rămâne o problemă, un mecanism care nu funcționează bine. Pe ăsta cum îl reparăm? Păi asta, la asta am răspuns mai devreme. Deci, mai spune-mi o dată. Ok, super. Bun. Prima oară are loc proiecția pe care tu nu ai control. Cum îți dai seama că ești în proiecție? Și o să revin la povestea mea în care ne-a pus profesorul nostru să scriem și ce ne place foarte mult. Indicatorul că ești în proiecție sau că faci proiecție este intensitatea emoțională. Mă deranjează foarte tare sau îmi place foarte mult? Aha. Și atunci când îți place foarte mult, tot o proiecție este și tot o proiecție și poate să însemne că acel ceva, acea calitate pe care tu o vezi în celălalt, o ai și tu, dar încă nu o manifesti. Aha. Este un potențial pe care îl ai, pe care nu-l manifesti sau poate îl manifesti, dar nu ești conștient cât să te validezi pentru asta. Așa. Nu să-l dozezi. Evident că dacă nu ești conștient că ai clar, nu știi să-l dozezi. Dar e posibil să-l manifesti în anumite momente, dar să nu conștientizezi. Aha. Asta e spre tine. Și din contră să vezi despre tine opusul. Uite, eu nu am calitatea asta. Din contră, am defectul ăsta. Bun, deci dacă simt că mă deranjează foarte tare ceva sau că îmi place foarte mult, mă uit în ce fel este despre mine. Și în felul ăsta îmi dau seama că este proiecție. Prima oară ceea ce fac este să opresc comportamentul, pentru că tendința este, și de obicei scăpăm în ea, să intrăm într-o dispută cu celălalt. Aha. Ți-am spus că prin această proiecție noi generăm inclusiv situații și tendința omului este să facă schimbări în exteriorul lui. Vreau să-mi schimb viața. De fapt, viața se schimbă singură în momentul în care tu schimbi interiorul tău sau tu singur, fără un efort, ci în mod natural, alegi niște oportunități mult mai aproape de ce-ți dorești tu. Sau alegi oportunitățile, nu mai alegi situațiile în care lucrurile nu funcționează pentru tine. Deci prima oară oprești comportamentul. Nu mă apuc să încerc să-l schimb pe soț, să schimb jobul, să schimb șeful, să-l schimb pe colegul de la muncă, să schimb pe doamna profesoară. Și schimb în interiorul meu. În momentul în care am schimbat în interiorul meu, omul ăla, să zicem că, de exemplu, nu-mi place minciuna. În momentul în care eu am schimbat în interiorul meu și am ajuns la un echilibru cu aspectul ăsta, omul acela, chiar dacă este un practicant foarte pasionat de a minți, da, cu tine nu mai face. Nu-și dă seama nici el, dar pur și simplu se întâmplă în mod natural pentru că nu mai există rezonanță. Așa cum mai povesteam eu despre faptul că relațiile sunt ca două piese de puzzle, da? Cu piesa ta nu se mai potrivește minciuna. Da. Deci oprim comportamentul. Nu mă iau la harță și nu încerc să schimb în exteriorul meu. După care mă uit în interiorul meu, de unul singur, dacă am claritate vis-a-vis de subiectul ăla sau dacă am fost l-am dat la un psiholog și am învățat procesul, sau merg la un specialist. Și este foarte important să înțelegem ce se întâmplă cu celălalt când noi facem asta. Și o să folosesc o altă metaforă. Este ca și cum ceilalți ne oglindesc. Și noi nu ne uităm în oglindă și observăm că nu ne stă părul. Unde aranjăm părul? În oglindă? Sau în capul nostru? Este cel mai bun exemplu. Da? Da. Deci te uiți în oglindă, nu stă părul și ți aranjezi părul. Dacă tu încerci să aranjezi părul în oglindă, oglinda fiind o altă persoană, cum se simte persoana? Persoana aia se simte intruzată, îi violezi spațiul personal. Evident. Și este o formă de agresiune. Și ea ce face? În mod foarte just. Intră în defensivă. Exact. Da. Se apără. Fie se apără la un strict, rămâne zona de apărare, însă dacă intruziunea ta este continuă, atunci atacă și ea. Și uite așa, avem o frumoasă păruială. Pe mine m-ai lămurit, să știi, discuția a fost excepțională în dimineața asta. M-am erijat în cumintele ascultător al tău, pentru că de data asta chiar ai fost specialistul de serviciu. Dacă ar mai fi ceva de adăugat la discuția asta, pe care am avut-o în dimineața asta...
Nu știu. Pe mine mai lămurit. Pe mine dacă tu ești lămurit, sperăm înseamnă că și privitorii noștri sunt lămuriți. Exact. Și cei care ne ascultă pe Facebook pot să pună întrebări suplimentare în spațiu unde tu o să postezi video și putem să revenim cu răspunsuri. Sigur, ne căznim de ceva vreme să luăm și telefoane, dar o să facem și lucrul ăsta la un moment dat, să oferim consiliere sau, știu eu, câteva idei sănătoase, da? Chiar în direct aici la Radio de Argeș.ro. Deocamdată ne oprim aici pentru astăzi. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine. Repet, discuția a fost una extrem de interesantă. Am aflat lucruri noi, mărturisesc că nu știam lucrurile astea, da? Absolut deloc, nici măcar tangențial nu m-am atins de ele. Spor la treabă, să auzim de bine, să ne vedem cu bine, Corina. Mulțumesc și la revedere tuturor! Toate cele bune!